Foarte interesant în toată povestea asta este că când am venit aminte, care pe vremea aia era o tinerică frumusică și nu era atunci avea rău cum să prezinte ea acum. Și dacă mă uit la Ștefan Ghidoveanu, care e moșul SF, pe vremea aia era și el tineret și frumusel și era frumos, că de mine nici nu mai vorbesc. Mă aplaudă cei de la Comandas. Deci Ana Gărbușa Mircea a intrat în piața literară a SF-ului cu niște povestiri care au avut un succes instantaneu. Deci ea a câștigat o serie de concursuri organizate de Nemira. A avut ea ce a avut cu Nemira de la bun începutul carierei. Niște povestiri care aveau o voce complet aparte. Deci nu semăna de fel cu ce este eu ce. Jurnalul SF, uite, îl văd acum pe Ionuț Vănuța, el era mare promotor al cyberpunk-ului în România și toată lumea scria tot felul de povești cu cyber, cu tot felul de chestii, cu Moto Centauri și cu alte trasuri. Cum era nu ca nici scrie niște chestii într-un fel clasic și în același timp nou. Deci poveștile ei îndinau cele mai frumoase teme ale SF-ului cu niște opțiuni proprii. Planea bărbaților este, să zicem așa, o ironie foarte fină despre ce își dorește un bărbat și Doamne ferește să ți se îndeplinească ce îți dorești. Felix The King demonstra încă de pe atunci dragostea ei pentru pisici. Și alte lucruri de felul ăsta, adică dacă citiți cartea mea Veronica Mircea, veți descoperi SF, veți descoperi fantasy, veți descoperi niște povești spuse cu drag, cu talent și cu plăcerea de a povesti. Veți implica alături de ea în poveștile respective și veți descoperi o scriitoare care este, după opinia mea, mult mai talentată decât traducătoarea care este. Deci, cei care o cunoașteți ca o traducătoare deosebit de talentată, vă veți da seama că, de fapt, avem de-a face cu un scriitor deosebit de talentat. Mie mi-a făcut deosebită plăcere să citesc poveștile la vremea aceea, mi-a făcut plăcere să le citesc și acum și mă mândresc să facem parte dintr-o generație atât de talentată și atât de nemaipomenită, încât vorba. Ia, mă opresc aici până când nu vă las pe toți praf atâta la lucru. Ștefane, e de îndură. Mulțumesc. Eu vă spun, problema este însă că Ana Veronica Mircea nu este mai talentată ca scriitor decât ca traducător. Este talentată în ambele domenii, ceea ce pentru mine este un lucru extraordinar de important, pentru că poate așa pricepe și lumea că a fi un bun traducător presupune întâi și întâi a fi un bun scriitor. Pot să mă mândresc cu faptul că în 1992 i-am acordat Ana Veronica Mircea în calitate de membru al juriului de la Nemira, primul premiu din viața ei în domeniul SF-ului, cred să nu mă înșel. Premiul din s-a acordat, atenție. Deci, practic, când asta un jur exigent, așa, și practic, premiul 2 era ceva cu premiul 1. Ce vreau să vă spun acum este că eu înțeleg pornirea Veronica către traducere, pentru că și eu am debutat ca scriitor, am emitat și m-am apucat de traducere. Acum încerc să redevin și eu scriitor. Problema este că a durat prea mult. În cazul Anei Veronica Mircea, ea a scris între timp și a avut o perioadă foarte interesantă, care a publicat în jurnalul SF și în anticipația. Și aici avem două personaje extrem de importante pentru SF-ul românesc, Ionuț Bănuțe și Mihai Jean Pavelescu. Uitați-i, așa arată acum, din nefericire, care au avut încredere într-o generație întreagă. Nu vă faceți probleme, că mai avem doi aici din nefericire, adică asta e, SF-ul românesc se bazează pe nefericire, din fericire. Problema este așa că scuzați că le întrebăm pe așa. Da, asta mă așteaptă pe cei care vă ocupați de SF, indiferent de sine de vreo știință. După cum vedeți, și glasul i-a pierit, în fapt. Ce vreau să spun este felul următor, că ea a continuat să scrie și în acea perioadă, în anilor, a anilor 90, a fost într-adevăr, eu zic, perioada de aur a SF-ului românesc. Erau trei reviste, erau o mulțime de autori care nu aflaseră că anumite chestii nu se scriu în România, în domeniul SF-ului, după ce citiseră toată colecția de povestiri, se fie anticipația, mă rog, sau cum se numea colecția de povestiri științifico-fantastice, oamenii și-au spus, băi, ăsta nu este SF-ul, ăsta este în auzi aia fantastică, literatura științifică-fantastică, nu vreți să scrieți science fiction.
Și s-au apucat să scrie. Gândesc că de fiecare a învățat sandwich în România de unul singur. Deși eu nu știu cât de, nu știu, e aici. La vremea respectivă nu se dezvolta în engleză foarte bine, nu știu. Sunt, noi am descoperit apa caldă, apa rece, calorifermul, pentru că însepe pe propriile noastre speze. Și în principal datorită talentului. Așa cum am spus la lansările de la Millennium Books, eu sunt foarte bucuros că avem o generație de autori români care scriu de la egal la egal, nu mă poate convinge nimeni. Sunt traducător de meserie, am traducit de cărți, nu mai știu, și nici la fel. Avem autori români care se pot bate de la egal la egal cu orice fel de autor străin. Este păcat că editurile românești, cu mici excepții, preferă traducerea. Dar, iată că pune și Nemira, care în ultimii ani nu a prea păcătuit între ghilimele prin publicarea autorilor români, s-a gândit că ar fi momentul să facă această, să zicem, restituire necesară. Început s-a făcut cu Aurel Cărășel, acum un an sau un an jumate, și iată că acum Andromica Mircea, care a trebuit din greu, să spunem pe o goră, e prin Nemira, atât de traducător și acum și ca autor, își vede răspătită munca prin acest volum pe care eu vă recomand cu cea mai mare căldură. Și asta nu pentru că suntem amândoi în același oraș, Focșani, un oraș mic în care dacă nu scrii, n-ai ce face. Și atunci am de plictiseală, mai scrie una, mai traduce să fie, mai glumesc, evident. Dar pentru simplu motiv că ce povestirile pe care le scrie ea sunt cu totul deosebite. Și intrând pe Facebook și uitându-mă și pe site-ul ei, îmi pare mult. Și eu vorbeam cu soțul ei mai devreme, eu și cu soțul ei suntem victimele motanilor noștri. Deci la Auschwitz-ul motanilor așa, eu și cu George suntem victimele. Au Gărnica și cu soția mea, au amant oficial, Piticul și Tânăr Grișca și Piticul. Dar asta e, ne-am resemnat. Problema este că în momentul în care ești într-un oraș în acesta mic și vrei să faci o chestie, depinzi foarte mult de orașele mari, de aici. Andromica Mircea pentru mine este un miracol, pentru că mai sunt și alți scriitori în țară care stau în orașe mici și totuși nu s-au impus. Ea a reușit, pentru că are o tenacitate extraordinară, ca traducător întâi, după aceea ca autor, iată a reușit să ajungă, eu zic, într-un punct important al carierei ei. Vedeți că nu spun un punct de maxim, pentru că eu nu cred că și-a din maxim. Dar acest volum pe care îl recomand, cuprinde cele mai bune povestiri ale ei. A avut generozitatea ca în urmă cu niște ani să publice un volum gratuit online, supra linuță viețuitorii, pe care puteți descărca, nu știu, o să vă spun ea probabil, nu? Așa, dar aici sunt cele mai bune povestiri ale ei. Eu am avut că la seara plăcerea, răspoi în cartea, pentru că n-am putut să scoate să stesc acoadă, să citești un test care numește Ghinion. Credeți-mă că am rămas absolut impresionat de modul în care a fost realizat. Nu vă spun, luați cartea și știți. Și mai sunt multe. Sunt povestiri premiate, povestiri care au fost în antologiile Nemira, care au luat premii în diverse locuri. Ce vreau să vă spun este că valoarea nu cunoaște numărul anilor, dar anii totuși întâlnă și valoare. Prin urmare, eu o felicit pe Veronica și doresc atât mai mult să cred ca tine. Bună ziua și bine v-am găsit aici la Sfântul Din Nemira, de care eu mă simt atât mai orașe ca niciodată. Nu fiindcă mă găsesc aici pe teritoriul ei din Bucurest, și fiindcă pentru prima dată nu mai vorbesc despre o carte pe care am tradus-o pentru editura Nemira și despre o carte pe care mi-am publicat-o în editura Nemira. Termen SF sau eu știu aici, în speculativ, mă gândesc la această carte ca la un soi de plămadă din hârtie și genială de tipar, în care editura Nemira a făcut o matriță pentru poveștile mele, pentru universul lor. De fapt, este un univers alcătuit din mai multe luni paralele, 16 mai exact, pentru că fiecare poveste are lumea ei. Sunt, câte știu eu, scriitori care consideră că nu merită să-i găsești ideile pentru povestiri scurte. Eu nu sunt de această părere. Nu consider, în primul rând, pentru că mă simt foarte încântată că reușesc să spun cât mai multe cuvinte, cât mai puține. Și, pe de altă parte, nu consider că am lovit aceste idei, ci că le-am repetat. Odată ce sunt părinte pe copii, pe numele meu, pe ele, poate să mergi că mi-a parțin și sunt liberă să le iau oricând și să transform pe oricare dintre ele într-un roman. Este vorba de povestiri pe care le-am scris în decurs de 20 de ani. Mă rog, cel mai mult e întregat 90 și vreo
Dar nu sunt voie să povestesc cu în adolescență. În adolescență am scris numai pe ei. Iar și nici în prima tinerețe, pentru că 25-35 ani am scris pe procese formale de omologare. Aceste povestiri au fost scrise de după 35 de ani, când priveam deja lumea prin ori sau cred că e mai corect spus că o priveam prin ori unei femei mature, pentru că, după părerea mea, femeile văd lumea și împărtășesc trăirile și expresul despre această lume altfel decât bărbați, mai multă meticulozitate, mai multă înveță, mai multă pasiune sau un alt gen de pasiune. Pentru că, după părerea mea, pasiunea unei femei este mai profundă și mai altruistă. Femeile, prin natura lor, prin simțul lor, au tendința de a se dori bărbaților și copiilor lor și, în același timp, de a apăra la propriile cuvinte și cuvinte. Însă, fie bărbați, fie femeie, în fiecare dintre noi, continuă să trăiască un copil. Când vă uitați la mine, nu cred că mai puteți recunoaște respectiva care am spus, dar cred că o veți putea cunoaște dacă nu ești indicația, pentru că i-am dat un liber în fiecare dintre povestirile mele. Ea și-a spus poveștile pe care dorea să știe, ea a chipotit printre rânduri, ea a constatat că există o ironie a sorții pe care nu s-a părinut și acest motiv nu trebuie să mă îngheată prea în serios. Și tot ea a fost foarte încântată când a reușit să găsească pentru una din povestiri un sfârșit neașteptat. De fapt, dar mai corect, povestirile și-au găsit spre sfârșit, pentru că am cumva impresia că povestirile mele sunt singure. Eu de obicei mă gândesc că vreau să scriu, dar nu știu ce